Vă mulțumesc. Sunt în fața dumneavoastră pentru a susține astăzi cauza locuitorilor cartierului Gării de Nord, care își doresc de foarte mulți ani un parc îngrijit în fața Gării de Nord. Știți foarte bine, oricine vine în București și iese din Gara de Nord are în față o imagine sumbră, un parc murdar, un loc în care infracționalitatea este la un nivel foarte ridicat, focar de infecție și așa mai departe. Am vorbit cu ministrul transporturilor și din punctul dumnealor de vedere parcul poate fi preluat. Primarul general interimar, domnul Sava, susține acest proiect, PNL-ul susține acest proiect și vă rog frumos, haideți să-l trecem la primăria sectorului 1 ca să avem posibilitatea legală de a putea să-l modernizăm. Vă rog frumos să susțineți această hotărâre. Vă mulțumesc!